ce crezi? Ne-am întors pentru că sunt oamenii pregătiți pentru banare. Ready for the bands. Yeah. Și finala loser bracket se banează hărți. Dăm și go. Sperie-ne, PTZ. Go, PTZ, go, PTZ. Mă, cum PTZ a fost în forță. Salut, Vlad, Adi, sunt aici cu Kidor de la Teg și cu Justin de la, Next pentru banarea hărților. Stați așa că mi s-a stins tableta. Înainte să-i dăm drumul cu banarea, să te întreb câte ceva despre meciul cu MBK, mare prosop. Cum a fost? Destul de greu, Dorin știa toate schemele, bineînțeles, și a fost destul de greu să-i contracară în jocul, a jucat la noi, dar am reușit să-i batem într-un final, după jocul personal, deoarece ei nu sunt prea talentați. Oh, nu sunt prea talentați, ați auzit aici prima dată, nu sunt prea talentați cei din MBK. Ce hartă a fost și cât a fost scorul, zine și noi, exact, și pe final, rundele de la sfârșit? 3-16-14, noi 8-7 prima parte, au avut 5-0 pe niște greșeli personale, iar apoi am revenit și ne-am intrat în jocul normal și am reușit să câștigăm. Hai să dăm drumul la banare. Kidor, ai onoare. Banii, dați doi. Deja știm care o să fie primele două banuri de la Tech, dacă ați fost atenți. Tuscan. Trei. Nuc. A rămas Inferno, Mirage și Forge. Nu, mai m-am plictisit de Inferno, nu mai vreau. Mi-ai ajuns. Și eliminăm Forge, Mirage. Și un meci pe Mirage. Mai devreme ați jucat pe Inferno, vă Kidor, v-au bătut pe voi, au pierdut cu cei de la IGG, nu mai vrea Inferno. Cum ți se pare, Mirage? E bine? Se putea mai bine? Nu știu ce, nu cred că s-au antrenat aici ei nici noi, deci probabil o să fie un joc pe skill-ul individual. Bun. Kidor, cum e harta asta? Nu, ca și alte, cum am spus, ne-am antrenat pe ele, ne bazăm pe orice hartă, oricum am avut un joc neașteptat de prost, deci... Va trebui să ne concentrăm la maxim și să reușim să ajungem în finală. Să nu cădeți moral, să de obicei după o înfrângere e greu să revii moral, dar știu că sunteți, antrenamentul vă dă încredere în general. Nu, la noi nu e problemă de asta, noi ne jucăm șansa până la capăt, e vorba doar de orgoliu, de aia ne simțim un pic retrași acum și într-adevăr plecăm cu a doua șansă. Sperăm să câștigăm meciul ăsta și să ne motivăm, nu contează. Mai sunt 3 hărți de jucat, din punctul meu de vedere, și dacă nu pierdem pe niciuna, vom fi campioni. În regulă, vă urez succes și ne vedem pe server. Vlad, Adi, aveți legătura. Am preluat-o. Mi-a plăcut aia, Lucia, de care și nu sunt prea talentați. Nu știu ce părere are Dori despre asta. Mă uitam cu groază și vedeam că ne îndreptăm spre Inferno. Și nu mai pot, păi... mai pot cu Inferno, cu banana. Păi când am văzut Mirage, Forge și Inferno, am zis că e clar că banează Inferno. Deci nu mai pot cu banana. Ok, hai e să bine băgăm... că n-avem banana nici aici. Da, hai să băgăm un pic de reclame ca să pregătim noi astea și revenim când sunt și băieții pregătiți să înceapă meciul. Avem super pachete cu televiziune. Dar tu iar vrei pantofi? Îți dăm și 130 de canale. Da, da, știm, acela este un roșu mat 130. Și 300 de lei reducere la contract. Ah, dar tu vrei reducere la solar. Vezi să nu te arzi. Știm că super oferta nu se compară cu cele mai frumoase momente din viața ta, dar suntem aici oricând ai nevoie. Ia-ți acum un pachet cu televiziune de la RomTelecom. Economisești 300 de lei la contract și ai cea mai bună calitate pentru televiziune, internet și telefonie. Dintre toate clicurile pe care le dai într-o zi, doar unul îți poate schimba cu adevărat ziua. Intră pe clickshop.ro. Sigur găsești tot ce cauți, sigur e de calitate, sigur cumperi fără probleme. Clickshop. Mergi la sigur.
often I am asked, what does a hero truly need? Much depends upon the hero. Would you be swift? Then for you, I have speed beyond measure. You the might to overpower any foe. Would you be wise? Then come closer and I will unlock your inner cunning. Does a hero truly mean? That is for you to decide. Avem super pachete cu televiziune. Dar tu iar vrei pantofi? Îți dăm și 130 de canale. Da, da, știm, acela este un roșu mat 130. Și 300 de lei reducere la contract. Ah, dar tu vrei reducere la solar. Vezi să nu te arzi. Știm că super oferta nu se compară cu cele mai frumoase momente din viața ta, dar suntem aici oricând ai nevoie. Ia-ți acum un pachet cu televiziune de la RomTelecom. Economisești 300 de lei la contract și ai cea mai bună calitate pentru televiziune, internet și telefonie. Da, am intrat un pic mai repede, am răsat lupt de două ori ca boții. Nu, e nimic, las că... Da, vedeam că sunt jucătorii pe server, dar nu sunt toți la PC-uri. Nu e nimic, haide să prezentăm harta, Vlad. Stai puțin, cum e? Cum e ce? Așa. Hai să trecem la prezentarea hărții, ai dreptate. Începem cu prezentarea echipelor, ca să știm și noi ca băieții. Ok, hai. Ia, dă tu prezentarea echipelor. Tag cu Kidor, Paca Marian Daniel, 25 de ani, Beast, Anescu Ionus Cătălin, 23 de ani, Dani, Voina Daniel, 22 de ani, Snapple, Constantin Iulian Andrei, 20 de ani și White, Cetănaș Plătmin Andrei, 19 ani, toți 5 din București. Echipa Next cu Man, Frâncu Cristian, din București, 23 de ani, Puse, Popescu, Dragoș, Alexandru, 22 de ani, MMB, Georoceanu, Cristian, 22 de ani, Jax, Vrânceanu, Costin, Marian, 17 ani și ei din București și cu Justin Sein, Trașcă, Silviu din Pitești, 23 de ani. Da, harta este Miraj. Harta nouă pentru seamănă cu Inferno, dar nu este. Pe harta asta cred că foarte interesant o să fie duelul în centru. Da, zona centrală. Zona centrală este esențială aici și de ce spunem asta? Pentru că dacă vrei să le vin spate, pe acolo e bine să te duci. Adică dacă vrei să pleci dintr-un X să le vin celălalt, e foarte greu de ajuns. Da, dacă și vrei să ajungi vreodată în X-ul respectiv, știi? Da, s-a dat și stai așa, am și scoruri. A fost runda de... A fost runda de cuțite. De cuțite, da. N-am fost dat de cine a câștigat-o. Ideea este că Nexum, Tero, Tag, Counter. Bănuiesc că Tag au câștigat. Dacă da, au rămas Counter. Așa, să schimbăm și noi camerele ca să corespundă cu echipele, care să corespundă cu culorile, care să corespundă cu ce vrei tu să mai corespundă. Așa, e ok acum. Este tot în regulă, meciul începe, finala loser bracket, meciul decisiv pentru locul 3. Cine va câștiga îi va întâlni în finala mare pe IGG. Next a început curajos cu un split 3-2. Da,
3-2 cu doi oameni, om în pantă. Foarte interesant, Justin Senna a avut ocazia să facă fragul, dar s-au băgat doi oameni acolo, chiar trei. Da, într-adevăr, s-au întors între timp înapoi. Mai este și Jax sus în casă cu bomba. Tegu se retrag toți patru, pentru că Next intră foarte bine, reușește să elimine pe Dani. Cred că o să fie perfect fake-ul ăsta dacă Chidden... Au murit prea repede, Chidden X un mic, se pune bomba, dar este inutil, cred. Da, o să aibă timp de rechet să recupereze. Chidden, n-am înțeles. Deci cei care au intrat în X un mic s-au întors, de fapt nu că nu s-au întors, n-au campat. Vreau să campeze un pic, pentru că Justin Sane, Jax, ar fi intrat în X un mare, ar fi pus bomba, iar Tech nu și-ar fi dat seama că e în X un celălalt. Da. Asta este, se mai întâmplă și de-astea. O rundă relativ simplă pentru Tag. Mi-a plăcut și push-ul din conector spre baza Tero. Da, relativ simplă dacă e să luăm în considerare câți oameni au rămas în viață, dar runda n-a fost simplă. Da, am văzut un fail aici pentru cei de Next și a cumpărat puse 2-1 în loc să dea altă armă. Cred că păsările era în extaz acum. Da, într-adevăr. E mica, mă gândesc și eu. Da, rezolv imediat. Ok, deci Next-ul forțează. Vedem două AK-uri, două eagle. Snapper se uită în zona centrală, vine Justin Sane. Să vedem, sunt în casă spre X2 cei de Next și se pare că vor intra. B face entry frag-ul. Să vedem pe Dani. Foarte bine s-a rejucat. Mana a reușit să facă un frag, dar Dani se descurcă de minune aici. Și tentativa de forțare a celor de Next se pare că n-a mers. Nada roade. Tag pierde cât un singur om. 2-0 pentru ei. Da, a început dramatic, s-a terminat trist. Apoteotic. Apoteotic, da. Da, destul de urât cu 2-1. Da, cine știe? Nu, că n-a jucat cu ea. Problema e că... Cum, n-a jucat nimeni cu ea? Nu. Păi de ce, doamne iartă-mă, cine e mai bună ca un Glock? Problema e că am impresia că puse n-a mai putut să-și ia armură. Asta. Atenție, că urmează un atac rapid în X-ul mare, 2 oameni din conector, 3 oameni sus în casă, se intră acum în site. Și da. Este o rundă de eco, magit ca un duc. Nu știu ce te-ai zis, dar te lăsam. Sărai ca popcorn-ul. Durează prea mult să mă uit până la tine acolo, să văd ce armă. Am uitat că n-ai parurile. La mine se mișcă doar pe hartă. Sunt cerculețe. Cu dungulițe și cu nume lungi. Ok, 3-0 pentru Tag. Acum să-i vedem pe cei din Next. Se pare că vor încerca o rundă rapidă în X1. Doi oameni în pantă, trei oameni în casă. Da, este practic exact aceeași rundă. În acest moment B avansează în zona centrală, este doar Kidor cu Snapple în X-ul mic, în X-ul mare, scuze. Kidor frag, face un frag. Singular acolo pentru Kidor. Și acum observăm, e greșeala tipică asta, aș putea spune. B tocmai avansează prin baza Tero, o să ajungă super târziu. Dar uite că cei din Tech totuși stau destul de retrași. Da. S-ar putea ca B totuși să aibă un pic de succes. Bine, până ajunge B, curăță white. Atenție, Justin Sane tocmai se uita în spate, nu vine scris, ținea spatele în conector, vine acum B și le elimină. Da. Foarte interesant acolo că s-a uitat Justin Sane în spate, dar nu s-a uitat suficient. Tech-ul și fără B au curățat site-ul. Foarte frumoase au fost acele flash-uri din bază, au turnat tot pe site acolo. Practic omul care a plantat bomba și anume puse era orb. Complet? Da, totul a stat în faptul că White, mă rog, și-a făcut fragurile din balcon, de lângă intrarea în balcon, și l-au așteptat pe B să le ajungă în spate. Chestie care nu prea o vezi așa, bine, general. Nu știu neapărat dacă l-au așteptat pe B. Dar zic că l-au așteptat. Crede-mă, l-au așteptat. Doar se bagă, moare. Da, s-a întâlnit cu Jax în conector. Vreau să zic că la interviuri Justin Sane zicea că ei nu s-au intrat pe hartă, bănește că nici Tag-ul. Da, nu știu ce să zic. Rămâne de văzut în acest moment. Vine un atac interesant în X-ul mare. Un pic oprit acolo de B, care a făcut un frag din balcon. Este Justin Sane în zona centrală. Snapple are țintă și în stânga și în casă. Se uită bine.
absolută, Just Insane acolo cu... Oh. Și le elimină pe Snapper. Nu, Snapper nu, a făcut bine. Nu trebuia să avanseze acolo. A pierdut un om important acolo. Da, bineînțeles, acum practic au pierdut X-ul mare. Stai White, să vedem că superb. Este White în bază. Superb, l-a luat din aer. Cu un shot ratat aici pentru White, din păcate. Da, vine acum B, a venit spre balcon, se uită și el în side. Bună și grenada. Și e drept de că toarnă tot White. Da, acum a venit și Dani, este chiar incredibil. Dani a venit numai bine ca să moară, să trecea după B acolo. Da, dar totuși Tegu câștigă runda 5-0 pentru ei. Parcă mi-e și imaginez pe Dani. Ia uitați-vă, bă, cum am. Da, efectiv, Rafala aia cred că era pentru B. Runda 5-0 de, pentru Teg. Runda de arme din nou pentru Next. Și, mă rog, 5-0, dar rundele n-au fost chiar așa. Au fost runde strânse. Se putea întoarce situația oricând în rundă. Doi oameni în casă, om în pantă. Kidor vă că a lăsat-o mai mare cu avansatul în conector. Iar, acum este undeva deasupra la casă. Din nou B și cu White au ieșit în zona centrală. Și au ieșit peste. Aha, cu ei am înțeles poziția acum. Este acolo puse și cu man. Incredibil, B a ieșit și s-a pus... Stai că sunt curios ce se întâmplă. Unde este? B este avansat în zona centrală. S-a apropiat. Incredibil, s-a uitat acolo. What? Cum să te uiți acolo? Nu înțeleg. Dar B a fost foarte precaut și a întors. Avea... avea Galil. Ok. Așa, situația este încă destul de rost pentru Teg. N-au nicio problemă, așa e evidentă. Să vedem ce face MB, care tocmai vine din tunelul de jos. L-are pe B deasupra, White în conector. Da, o să fie greu lui MB să fie decisiv în această rundă, pentru că... Și... Puse la omoară pe Kidor. Kidor a făcut un push. Foarte bine, s-a uitat MB în spate, în zona Z-ului. Și le elimină și pe White foarte bine. O frumoasă intrare aici pentru Kid. Da, bineînțeles, că doar am zis că o să fie greu să fie decisiv în această rundă și fac două fraguri instant. Bine ați venit în lumea pronosticurilor. Dar stai că Dani îl omoară pe Puse, care avea bomba și rămâne în situație de 1 vs 1. 9 secunde. Da, și Dani nu știe acum unde să uite, l-a văzut. Nu știu, nu cred că o să-l scape în, în bază. Și Jax câștigă runda pentru Next. Prima rundă pentru ei, 5-1 pentru Teg. Da. O rundă de, mă rog, Teg țin destul de, țin destul de împrăștia, nu se conectează foarte mult jucători între ei pe hartă și dacă pierd duelurile 1 la 1 se simte imediat, cum a fost, da, de exemplu B cu MMB acolo. Păi să vedem niște fire, deci se conecteze. White de data aceasta vine mai avansat, n-are sniper. Și a primit un flash în plin aici. Rămâne de văzut dacă intră, da, n-a înțeles nimic, Puse face fragul, îl omoară și pe Snapple din site, Justin Sen, îl omoară pe Kidor și aici se încheie runda. B vine din bază, n-ar mai trebui să mai facă nimic. Da, văd că și Dani a urcat în zona centrală. Da, cam... Nu, nu înțeleg de ce a mai venit și Dani. Nu știu, și mie mi se pare un pic ciudat pentru că e și harta de așa natură că... E destul de greu să... E harta de așa natură încât dacă vii 5 e greu să recuperezi. Da, exact. 5-2 pentru Teg. Sunt la unghiuri acolo pe care trebuie să le acopere de n-aia. Iar Next au a doua rundă consecutivă. Teg pierd toate armele runda precedentă și fac runda de eco acum. Unde se duc? Se duc 4 oameni în X1. Și se pare că atacă Next, din Next. Da. Oricum, dacă s-au descurcat la arme, de ce nu s-ar descurca și împotriva unei runde de eco? Păi, pare că se descurcă. Au intrat, sunt toți 5 încă în viață. Erau toți băieții din tech pe acolo, dar n-au reușit să facă mare. Ah, ba da, au făcut un frag. A făcut Dani un frag. Un frag, dar nu mare. Un frag micuț, așa. Un mini frag. 5-3 pentru Teg. Să vedem ce armă are White, dacă și ia sniper.
Încă n-am văzut duelul de care vorbeam mai devreme. N-am văzut duelul pentru că cei de Next nu au atacat niciodată în zona centrală. Ori au venit până tunel, ori au atacat direct X1. Da. Schema care o fac și acum, atacă X1 cu 3 oameni și 2 oameni pe X2. Kidor în sfârșit face fragul în casă. White este omorât în conector, acolo a încercat să-i campeze, n-a mers, da, s-a uitat. Da, se pare că nu vin pe X2, vor coborî și ei prin tunel. Nu știu, să vedem, deocamdată bomba este încă în baza Tero și... Trebuie să aibă grijă, mana are pe B deasupra. Uite, asta cred că a fost o greșeală, au pierdut casa și Kidor este foarte avansat în casă, se întâlnește acum cu Justin Sen și reușește să moară acolo. Dintre timp a reușit să facă fragul pe cel care încerca să urce în balcon. Nu înțeleg de ce forțează aici, n-am înțeles de ce a forțat, era clar că îl știa inamicul. L-a auzit când se retrăgea și imagina că probabil vor face un push în casă sus, dar Dani totuși vede în lung. Totuși el făcuse un frag acolo, deci trebuie să fie mai calm. Situația e 3 vs 2 acum. Na, partea bună este, pentru Tech cel puțin, este că sunt foarte aproape de site, Dani este în interiorul site-ului, vine acum și Snapple. Și Snapple face un frag din anticameră. Situație din nou 1 vs 1, Jax împotriva lui Dani. Să vedem cum se va termina această situație. Da, și Dani... Opa, Dani este ascuns și Jax nu știe unde este. Frumos jucat de către Dani acolo. Da, mi-a plăcut și ideea lui Jax de a cădea și a trage, dar Dani tocmai își mutase poziția. Așadar 6-3 pentru Tag. Da, și îl vedem în spatele celor din Tag pe managerul lor, Silv. Bă, nu mai zic de-astea, că o ia lumea de bună. Da. Care se joacă pe telefon, nu, ce face? Nu, Silviu este antrenorul lor personal. Îi bagă pe Blazing. Le dă scheme. Da, le dă scheme de play. Din nou, un atac mai rapid acum pentru Next, X1. Ia să vedem. 4 oameni în casă, e... bun fragul lui Jax. Mult smoke acolo, nu se văd. Din nou este ei. Om jos acolo, aceeași greșeală pentru Tag. Da, nu reușesc să oprească deloc intrarea celor din Next în site. Să vedem acum că au venit cam toți cei din Tag. B este în conector, Snapple lângă balcon, Dani spre baza CT. B face un frag dintre X-uri. Bun fragul lui MVB, un singur glonț în pantă. În sfârșit un frag și pentru băieții din Next, că de când am intrat în X tot mor. B mai reușește un frag, situația 2 vs 2. Nu prea înțeleg ce dueluri au cei din Next. Un avantaj pentru Next este că... Încă un frag pentru B acolo și rămâne puse singur, care este între cutii. Un frag frumos jucat de către puse. Vreau să zic că aveau un avantaj la un moment dat cei din Next, pentru că Tag nu aveau difuzuri, dar n-a fost cazul. Puse elimină cei doi oameni rămași în viață, câștigă un clutch 1 vs 2 și Next mai bifează încă o rundă. Cred că vor continua să dea X1, pentru că până acum Tag n-a fost în stare să țină. Se pare că Next l-au auzit pe peri. Dai până, nu mai mergi. Acum au intrat 4 oameni, nu, 3 oameni din conector. Cei din Tech sunt acolo, 2 fraguri pentru ei la rundă de eco. Bomba este căzută undeva jos în spatele lângă conector. N-au luat încă. Puse tot o caută, dar o găsește. S-o găsesc într-un final. Este undeva pe cutii, cred. Nu, e în partea aia, alta cutie, nu știu, să uite, e foarte departe de ea. Deci e departe rău de ea. Mai în față, deci, mult mai în față și mai în față. Deci mie nu vine să gândeam, am impresia că a căzut după cutie, nu a luat-o. O durat un pic. A venit Dani, avea avut ocazia să facă frag. 6-5 pentru Tag. Și cred că cei de Next vor da... Acum cred că ar merge un fake. Ar merge, dar ceva discutat dinainte, pregătit și realizat foarte bine. Rămâne de văzut. Și cei de Tech cred că ar trebui să fie mai agresivi în pant acolo, să nu se mai ducă sub strașina aia de sub casă. Părerea mea e că ajung acolo și după aia sunt prinși între flash-uri și nu mai știu ce să facă. Uite, din nou s-au dus sub strașina. Nu, s-a dus doar Snapple care urcă sus acolo și l-a așteptat deja MMB. Da, și atenție unde este prins White. Venind Dani cu o grenadă din bază să fac un frag. Chema destul de slab acolo pentru cei din Tag. Dar încă o dată B din zona balconului. Încă un frag pentru B, îl omoară pe Man, da, în Jax conector. Jax a replicat foarte bine cu două fraguri. Să vedem Kidor contra Jax și Justin Sane. Încă n-au pus bomba. Și are toate șansele. Foarte frumos aici jucat de către Kidor.
Are toate șansele să facă un frag până se pune bomba. Uite, a venit fragul, l-a omorât tocmai pe Justin Sane care avea bomba. N-a luat bomba Jackson că, a luat-o acum. Da, și Jackson, cred că a jucat bine, cred că a jucat bine. Se descurcă foarte bine Jackson rundele 1 vs 1. Da, mi se pare că a decis inteligența aici să încerce să le elimine pe Kidor și să nu cumva să încerce să pună bomba să vină peste el, să surprindă. Deci cea mai bună alegere a unui jucător este atunci când câștigi runda. Da. Că ai greșit tactic sau nu, nu mai contează. Okay, mă rog, putea să și omoare, dar oricum decizia 6 la 6, era bună. Din nou rundă de eco pentru cei din Tech. Din nou aceeași rundă pentru cei din Next, care intră fără probleme din pantă. Au cei din Next un atac. Deci, eu propun ca cei din Tech ori să țină retrași toți conectorul ăla de unul, ori să arunce grenade și să avanseze în panta aia odată. Da, este un schemă un pic așa. Nici nu știu cum să-i zic. Mărășești toi tu, da, ceva dar de genul ăsta. Crede-mă, decât atac să cu cavalerii ușoare. Sub podețul ăla, sub trashii n-ai acolo mereu. Și da, nu aceea schemă, bineînțeles. Nu. Kidor are sniper. Nu este aceea schemă. Este un fake de data asta, dar White a făcut un frag în conector. Da, de lângă balcon, sus în casă. B a avansat în zona centrală, surprinde acum pe Man. Da, am zis bine. Acum ar trebui să intre puse tare, pentru că ar trebui să-și dea seama că B a făcut fragul și el ține în celălalt X. Da, să vedem, puse încă nu a aterizat în site, acum intră. Justin Sane vine și el prin baza Terus. Ar trebui să grăbească. Mai departe rău de obiectiv. Hai, bagă Ranga, Torsion. Puse face un frag. Da, și băieții din Tech dezorganizați complet în acest moment, ar trebui să strângă un pic. Incredibil, puse încă un frag acolo. Puse. Mai este un om în Z. Ia să vedem, Snapple este și în anticameră, reușește cineva în sfârșit să elimine pe puse, rămâne Justin Sane sus în casă. Snapple și este eliminat de către Snapple. În runda asta mergeam mai bine dacă mai reușeau câteva fraguri acolo. Erau să o comită, deci atacau pe rând, așa veneau câte unul. Și culma, în runda asta a avut și Kidor a avut sniper și White a avut sniper, deci n-ar avea foarte mulți bani în ultima rundă. Am văzut famasuri. Cei de Next, bineînțeles, vor da X1. Păi da, și-au dat seama că au făcut o greșeală, că au schimbat. Nu, să știi că n-a fost rea ideea cu fake-ul ăla, da. Că n-a fost rea, e logic să-l încerci. Ha, uite cum intră aici, asta e ideea. Da, tocmai au intrat conector, sunt trei oameni sus în casă, se intră acum, Snapple a trecut prin smoke, face un singur frag acolo. Dani încearcă și el să înainteze. Da, Dani și-a dat smoke-ul și a înaintat în site, ceea ce mi se pare o idee bună, pentru că până acum n-a fost nimeni în site-ul ăsta. Și are toate șansele să facă un frag ușor, White cu fraguri din spate, dinspre baza City. A rămas Jax singur. Ia să vedem pe Dani. A încercat să infiltreze, l-a văzut Jax. Oh, pericol mare acolo la Jax. Da, și inevitabilul se întâmplă. 8 la 7 pentru Tech. Care cumva reușe să termine în avantaj. Da, jumătate. Cidet e un meci strâns. Cum... Mă rog, eu să fiu sincer, mă așteptam să fiu un meci strâns cu... Da, mă așteptam și să fiu un meci strâns, sincer, nu mă așteptam să le ia atât de multe runde cu o singură schemă, ci the next. Mai ales că Kidorovski s-au antrenat și... Da, de... Justin Sane zicea că nu s-au antrenat, deci... Deloc nu s-au adaptat tag. Cum zicea Justin Sane, cine o să tragă mai bine. Momentan... S-au descurcat destul de bine cei din Next. Dar oricum, și harta Mirage este o hartă echilibrată. O rundă destul de înceată pentru... Da, cei din Tech se duc cu 3 oameni în casă și 2 oameni în pantă spre X1. Unde ce crezi? N-a mai rămas decât Jax. Dacă intră acum Tech, este liber site-ul. A mai venit acum Justin Sane aproape de conector. Un smoke dat spre bază. Da, oricum, sunt trei oameni în X-ul mic, toți în X-ul mic sunt super departe. Deci... Bună grenada dată acolo în pantă. Da, și acum avansează peste Jax, reușește un frag, ceea ce este un lucru miraculos, ținând cont de situație. Au ocupat site-ul destul de ușor cei din Tech.
Să vedem cum recuperarea. Îl vor aștepta și pe Man. Dan este deja în baza City. Îi ține în spate acolo. Nu le face mare damage, dar îi încurcă. Vine Man. Uitați-vă, uitați-vă la acest duel. Foarte calm a tras Man. Cred că vor câștiga cei din next. Dacă făcea fragul ăsta Man, situație de 2 vs 1 acum. A sărit cu cutitul acolo White și lasă pe B 1 vs 1. Nu are noroc că n-are. Oricum n-avea defuse MMB, trebuia să-l caute rapid. Dacă bineînțeles, poate nu mai avea glanțe. 9 la 7 pentru Tag. Câștigă runda de pistoale. S-au riscat și băieții de next de data asta. Au ținut foarte bine X-ul mic. N-a venit nimeni. După părerea mea, ca să funcționeze asta, cineva ar fi trebuit să să scauteze mai lung, gen să vadă în spatele culoarului jos sau sus în casă dinspre balcon, ca să-i vadă un pic mai din timp. Vedem de cât USP-ul nu și-au luat nimic, nicio grenadă, nimic. Cei din tech destul de defensiv, așa că stau, așteaptă să vină peste. Au avut ocazie la runda aceea next, dacă făcea Man frag un site. Rămâneau ei în 2 la 1. Snap-ul face entry frag-ul. Și eu îmi dau încerc să-mi dau seama ce face puții de stă în cadrul camerei noastre. Păi vorbește cu camera, asta faci. Pentru nimic în lume nu-mi dau seama. Suntem pe Jax, are oameni în Z acum. Și o șansă pentru el. Runda se va duce în dreptul celor din tag. Care cred că nu vor pierde nici măcar o armă. Și a primit o grenadă, Snap-ul a rămas cu un viață. Cred că am impresia că era grenadă de la coechipier mai degrabă. Da, o rundă de eco. Nu foarte spectaculoasă, nimic de zis. Cei din next au scăpat prin diferite scorburi pe această hartă. Îi așteaptă pe cei din tag acum. Poate agață și ei o armă. Dacă nu, cumva au deja una, nu? Nu au. N-au, moare Man. Rămâne just insane. Îl vede pe Kidor. Kidor își face roșii de USP. 10 la 7 pentru tag. Din nou o rundă de eco acum pentru next. Nu sunt echipa care să forțeze cu famasuri, mai ales și pe harta asta care zic că nu s-au antrenat. Și încă o rundă de eco. Da, peste a treia rundă. Nu știu ce te miri. Intră ușor cei din tag, au intrat în pantă. A văzut Kidor în sfârșit dinamic. Probabil vor rămâne tag pe poziții, nu se vor duce peste. Hai să vedem că Dan între timp se bate în bază. A încercat să scape. N-a mai apucat să schimbe pe USP. Bine, reușește să îi omoare pe cei doi din next, fără ca ei să pună mâna pe armă. 11-7, 3-0 pe a doua jumătate și este momentul ca cei din next să câștige și eu rundă. Let's go! Hai să câștige. Am dat startul? Am dat startul, da. Bine, totuși, să fie meciul echilibrat, bine, să fie până la capăt. Cei din tag au altă filozofie de atac pe această hartă. Văd că încearcă să ocupe zona centrală. Este White acolo, era și Man în balcon. Asta este mișcarea clasică pentru Man. Pendulează între balcon, se uită centru și intrarea în balcon, se uită casă sus. Da, să vedem. Știi ce mi se pare mai interesant? Că a venit White și Snap-ul în zona centrală. Acum Man se apropie de balconia, să vedem ce se întâmplă acolo. Ideea este că Snap-ul are sniper și White avea armă. Da, White tocmai s-a mutat pe partea elaltă a baricadei. Momentan nu se întâmplă nimic. B avansează în pantă spre X1. N-a dat nimic deocamdată.
momentan, la cum arată harta până acum, stau destul de bine CD Next, momentan. Nu sunt în inferioritate numerică nicăieri. Ne vedem pe Kidor, care avansează și el. Și se pare că vor intra rapid, să vedem smocurile. Un atac interesant din zona centrală cu conectorii dinspre baza Tero. Elimină un om în site, mai este Puse sus, care face un frag acum. Foarte bine a omorât, Puse era sub streașină. Bi și Dani cât un frag fiecare. Foarte, foarte bună situație acum pentru Teg. Amândoi din Next erau prinși acolo lângă balcon, nu aveau cum să mai... Dani a venit în conector și a curățat harta. Nu aveau cum să mai iasă. 12-7 pentru cei din Teg. Asta cred că a fost o, totuși o greșeală de poziționare de mai devreme a celor din Next. Asta a fost clar, pentru că Kidor a intrat în conector și l-a prins practic pe un inamic care nu s-a uitat la el. Și cu Puse care era sub trash în acolo, aștepta. Au încercat un push cei de Next, decât cu un singur om a intrat. Acum intră și ceilalți, mai reușește frag, trebuie să aibă grijă White, este și el eliminat. Și au arme cei de Next. Runda poate deveni periculoasă pentru cei din Teg, dar B cred că este elementul cheie, a scăpat prin bază, le elimină pe Jax. Le elimină și pe Man, lipsă de comunicare aici pentru cei din Next. MMB vine acum din zona centrală și B era atent la el, ceea ce mi se pare, cum surprinzător. A tras bine MMB acolo, totuși o lipsă de comunicare pentru Next, B l-a omorât în bază și... Jucătorii care erau un X-un nici măcar nu s-au uitat în zona de X-uri sau a conectorului. Val iar un moment cu Silviu. Da? Trebuia să-l dăm și pe ăsta. Uite, a apărut și... A venit și Rândunel. Da. A venit și el să vadă un pic de CS. CS 2-1 Master. Este o rundă de eco, dacă nu mă înșel. S-a așezat pe piciorul Silviu, nu mi se crede. Ce se întâmplă acolo în fort? Snapple face entry frag, îl elimină pe Man. Just Insane reușește un frag în conector. S-a grăbit puțin White. Snapple este singur în zona centrală, ceilalți jucători în deck sunt doi oameni în pantă, un om în casă spre X1 cu bomba picată în conector. Asta e problema lor acum. Încercam să găsesc bomba, acolo nu m-aș fi uitat. Deci acolo nu m-aș fi uitat. Nu înțeleg cum a ajuns până acolo, nu eram atent, dar... A murit White, s-a grăbit. Să-i vedem, în primul rând, au ca scop recuperarea bombei, asta e sigur. Nu știu dacă știe Just Insane că l-a murit pe cel care avea bomba. Ia să-l vedem pe MMB, el este cel mai apropiat de zona cu bomba. Da, și vine acum Snapper în față, frumos cu AVP-ul frumos tras. Justin Singh, dacă nu mă înșel, acum va intra în balcon. Este și el omorât tot de către Snapple și o situație bună pentru Tech, care avansează din Z. Singura problemă că e bomba la Kidor, care e ultimul. Să vedem dacă Jax nu trebuie să facă niciun pas. Dani frumos a întors să uite în spate în conector. Rămâne 1 versus 3. Și surpriză, a venit Jax de sus, îl omoară pe Kidor. Cât timp mai este în această rundă? Oh, un minut. Mai sunt 7 secunde. 7 secunde? S-a pus bomba. Pusem un minut. Tragem uite mai aproape. Wow, un minut, mai optim, mai erau 7 secunde. Nici eu nu prea înțelegeam cum mai un minut, am crezut că e runda aia de 3 minute. Runda surpriză de 3 minute. Da, și de fapt se atacă pe timp, 9 minute au și în care câștigă mai multe runde, 9 minute. Da. 14-7 pentru Tag. Cei de Next nu au reușit să câștige nicio rundă până acum. Și... tare mi-e frică că nici nu vor câștiga. Îl văd pe MMB cu sniper. Man iese din Z. L-așteaptă Snapple cu sniperul. B face entry frag, îl omoară pe Justin Sin care era în site. Se bagă între X-uri. Deja au mare problemă cei din Next. Au o mare problemă cei din Next, dar nici atacul celor din Tech nu este extraordinar de coordonat. Kidor trebuie să avanseze în site, pentru că... nu-l vede Jax de smoke acolo, ce n-ai... Trebuie să trăiască, arunca și o grenadă. Acum și-a dat și seama de unde vine inamicii. Intră și el în conector. Și-a dat seama? Crezi tu? Și-a dat seama, dar nu cred că a reacționat corect.
Kidor în mijlocul site-ului, acolo rămâne doar poziția White. Poziția lui White, n-am înțeles cum Dan Irish să facă frag acolo. Uleu, foarte bine le-a MMP. Dacă nu luam MMP acolo, cred că l-a runda asta White. Era, da. Mai, le mai făcea o dată bucata White, că mai greșit o dată o rundă 1 versus 3. Da, într-adevăr, cred că au fost... Câte au fost astea, câte am văzut noi? Au fost vreo 3, parcă. Două runde a câștigat meciul pe Inferno, Tech versus Next. 14-8, prima rundă pentru cei de Next. Și asta datorită sniperului MMB, care a? Nu știu de câte ori joacă cu sniperul MMB în meci. Eu să fiu sincer, nu cred că l-am văzut vreodată. E prima oară, nu? Parcă așa. Ia să vedem pe Dani. A venit cu crouch pe streașină. Dani cu poziția neconvențională. A găsit el cosinusul aici. Ăsta e sinusul potrivit. Din nou, aceeași rundă pentru tag. Cu 3 oameni spre X1. 2 oameni în pantă om casă. Snapple cu sniperul în zona centrală. Și White, care a scautat puțin casa și se întoarce și el în zona centrală. De data asta sunt doi sniperi în zona centrală, White și Snapple. Să-l vedem pe Snapple. El va declanșa atacul, se bagă în conector. MMB elimină pe White. Da, Snapple intră în conector acum, dar vine Man în spate. Man nu s-a uitat în conector. Deci Man încă nu... Acum, cred că abia acum l-a văzut în sfârșit pe Snapple. Și a făcut rost de sniper. Man? 14-9 și meciul începe să devine mai interesant așa un pic, un pic. Deocamdată sunt destul de... Deocamdată nu interesant. Retras în aceste... Wow, ușor băi, amici, ești retras. Nu pot să zic nici că devine interesant. Mai au destul de muncit cei de Next să pună presiune pe tag. Iar am uitat ce zice la reclamă, inner, ce? Meaning, dining, nu știu ce, sinning. Doamne, am uitat, am uitat. Rundă de eco acum pentru tag. Un sniper, un M4 și un USP și s-a terminat runda. Niciun frag, 14-10. Totuși, dacă cei din tag au făcut runda de eco acum, dacă vor pierde runda fără să planteze bomba, s-ar putea să mai vedem o rundă de eco la ei. Tag-ul pleacă cu, din nou cu aceea schemă, 3 oameni spre X1, 2 oameni pantă, om în casă, White centru, Snapple, casă X2. Iar cei din Next țin cu 3 oameni în X1, într-un fel de linie, cu Jackson, Z și Man în X2. Se pregătesc să intre din nou aceea schemă din conector și pantă și casă. Trei zone de atac în X1. Da, un atac frumos aici. L-au eliminat pe Puse, care era în spate în Z, dar ar fi fost o problemă pentru ei. A venit acum MMB din spre baza CT. Man este încă în Z. Au două snipere. Da, și aștepta frumos de snipere acolo un unghi, pe care sunt sigur că Man... nu știe. Tag probabil vor obține egalul după această rundă. Să vedem dacă MMB mai poate face ceva, nu. 15-10 și s-ar părea că avem finala. Deja se conturează din nou finală Tag versus IGG. Da, și cred că se mai conturează un Inferno. Eu zic că nu scăpăm. Stai deci că... în 3 hărți nu scăpăm de Inferno. Părerea mea e că nu scăpăm de... Poate îl banează Kidor. Eu nu știu cum o să fie cu ordine. Poate îl banează Kidor. Cum adică? Alea trei care se joacă prima. Și a doua. Ok, revenim la meci. O să fie în funcție de banări. Un atac...